și poza de Instagram. Ce zici, Panda? Gata de vacanță? E deja al doilea clip pe anul acesta când deja îmi probez costumul de baie. Adică, știi, tot zic, hai, vacanță, 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 vă bag și vouă în ochi. Mesajul principal al acestui clip, practic, vorbim despre relax, vacation and be happy. Da, asta trebuie să fie motto-ul acestui clip. Și ca toate lucrurile astea se poate întâmpla, contează și, bineînțeles, unde mergem, tată, cu cine mergem, cum mergem, dar și cu ce mergem. Și dacă întotdeauna suntem stresați de ce luăm în bagaje, cum luăm și așa mai departe, vreau să vă fac eu acum genul de clip cu tot ce luăm în bagaje, pentru că fiecare știe nevoile lui. O să ating așa un pic și subiectele astea, gen, uite, hai să vă dau așa câteva tips and tricks. Probați-vă, de exemplu, femeile, probați-vă, dar și bărbații, probați-vă costumele de baie înainte. Vedeți cum vă simțiți cu ele. Portați-le, de exemplu, o zi, pe post de lingerie intimă, de exemplu. Portați-le să vedeți cum vă simțiți cu ele. De asemenea și dumneavoastră, domnii, probați-vă slipii de aruncat în mare ca să vedeți cum vă simțiți cu ei. Nu vă uitați ochelarii de soare. Dacă știți că aveți de luat medicamente și chestii dintre astea, luați-le cu voi. Deci astea sunt, să zicem așa, trei tips and tricks pe care eu le consider foarte importante și pe care și eu le practic la fiecare plecare în vacanță. Dar astăzi vorbim despre hidratare și despre protecție solară, așa un pic combinate. Și avem astăzi un, să zicem așa, un prieten al acestei emisiuni, este Bioderma. Nu este un clip în colaborare cu ei, adică nu este genul de clip plătit de Bioderma, ci este doar un clip pentru care ei mi-au oferit informații și produse și o surpriză pentru voi. Bun, până una în alta să ne lămurim de fața cu hidratarea. De obicei, atunci când plecăm în vacanță, începem să ne relaxăm așa pe toate zonele acelea de îngrijire personală, da? Normal, nu ne ducem în vacanță ca să stăm în cameră să ne facem nu știu ce măși faciale, tratamente, creme și mai departe. De machiere vrem să fie cât mai rapidă. Nu stăm foarte mult blocați în partea aceasta de îngrijire pentru că, practic, intră ceva în ochi. Atunci când mergem în vacanță, dorim să stăm cât mai mult pe la plajă, să ne plimbăm, să ne bucurăm de tot ceea ce vedem acolo, să ne distrăm, să dansăm, să mai știu ce să facem. Deci nu să stăm cu nasul în trusa de cosmetice sau în ce ne-am mai adus de acasă. But lucrurile se văd, pentru că văd acum în perioada aceasta foarte multe articole cum ne refacem pielea după vacanța la vară, la plajă, pardon. Sau ce facem după expunerea la soare. Ei, vedeți, cam asta e chestia, că după aia aveți tot voi, aveți de tras. Și așa e mai bine să urmați așa niște chestii foarte simple și să ne jucăm cu niște produse inteligente și scăpăm de probleme. Una dintre 10 regulile de bază, pe care oricum cred că le repet în foarte multe clipuri, este aceea de a bea apă și de a avea grijă ca în dieta noastră de zi cu zi să existe și apă. Știu, toată lumea când merge în vacanță vrea cocktailuri, vrea bere, vrea sucuri, vrea diverse chestii și cam uită să mai bea apă. Da, este important să avem și apă, de asemenea să avem o alimentație destul de echilibrată, adică să nu mâncăm, dacă mâncăm în fiecare zi junk food, ce facem când ne întoarcem din vacanță? În fine, fiecare cum își organizează lucrurile. Hai să vedem pe partea de, cum vă organizați pe partea de dietă, până la urmă e treaba voastră și nu sunt eu aici în măsură să vă dau idei și recomandări, dar pe partea de cosmetice, hai să vedem cu ce informații vin de la prietenii noștri de la Bioderma. Și, de asemenea, ce recomandări de produse au ei pentru aceste plecări în vacanță, un fel de trusă de plecat în vacanță. Și pentru că ei au scos acum recent acest produs de dezinfectat mâinile, vreau cu atât mai mult să vi-l recomand, mai ales că încă pandemia nu a trecut, COVID-ul este încă aici și numai asta. Dacă vă aduceți aminte, și în anii trecuți existau diverse probleme pentru cei care plecau în vacanță. Fie tot felul de microbi, de virus, de tip enterocolită sau mai știu eu ce altceva. Adică, până la urmă, atunci când plecăm în vacanță, trebuie să fim atenți la capitolul
igiena mâinilor, pe unde mergem, mergem în toalete publice, mâncăm în tot felul de locuri foarte aglomerate, stăm la plajă, inclusiv faptul că vă așezați pe șezlong după ce a stat altcineva înainte, na, e posibil să luăm diverse lucruri. Și atunci igiena mâinilor, oriunde a merge, este foarte importantă și ce e foarte mișto este că acest produs bifaz alcoolic de la Bioderma nu doar elimină virusurile și bacteriile, dar și reface stratul lipidic și catifelează pielea. Pentru că asta este marea problemă cu toate dezinfectantele din prezent. Ele de obicei cam usucă pielea și atunci dezechilibrează un pic exact bariera aceea naturală. Pe acesta vi-l recomand să-l aveți în trăistuță cu voi, în mașină, în geantă. Bănuiesc că se poate lua și în avion dacă nu puteți să vi-l transferați în pulverizatoare mai mici de genul acesta pe care le găsiți în diverse drogherii, farmacii, magazine diverse și să vă transferați ceva mai puțină cantitate ca să aveți eventual și pentru călătoriile cu avionul, să spunem. Da, asta ar fi o dată. Apoi, la partea de hidratare, că tot vorbeam despre hidratare, am o veste foarte, foarte bună. Acest Hydra Bio Brum este un fel de apă de grijire, de pulverizat pe față, pe corp, unde vreți voi, care, fericire mare, este izotonică. Deci poate fi lăsată pe față, pe corp, pe ce vreți voi, ca partea corpului și nu usucă, nu alterează nivelul de hidratare și de echilibru al tegumentului. Îl pot folosi și copiii, așa că, da, ok, nu e de folosit pe bebeluși prematuri, pe cazuri dintre astea, dar pe copii normal, bebeluși normal și așa, puteți să-l aveți ca și adjuvant de igienă, de hidratare, de ce vreți voi. Și puteți să-l luați după voi și la plajă, puteți să-l aveți acolo în cameră, la hotel, când veniți, nu știu, vă faceți duș și apoi, de exemplu, puteți să aplicați asta pe suprafața pielii unde simțiți că parcă v-a luat un pic, v-a prins un pic soarele mai mult și SPF-ul n-a colaborat bine cu voi sau voi n-ați colaborat de fapt bine cu el. Și e un produs foarte, foarte util, să zic așa, deci este, da, pentru adulți, copii, bebeluși, față și corp. Nu mai uităm eu pe aici ce alte date sunt oferite, da? Îl găsiți, din ce știu, doar în formatul acesta mării, cel mă uitam eu acum să văd dacă l-ați găsi și mai mic, dar din ce văd eu este doar în acest format. Este foarte util și pentru domni, după ce v-ați bărbierit, mai ales na, dacă o să mergeți și o să vă mai bărbiriți în vacanță, presupun, în concediu, e bine să aveți așa ceva la îndemână. Deci e bun pentru toată familia. La capitolul hidratare, hidratare efectiv, eu vă recomand să purtați după voi un balsam de buze, iar acesta de la Atoderm are proprietatea că arată așa ca un ca un gloss, aș putea să spun. Să vi-l arăt imediat. El vine cu aplicatorul așa teșit și aici când o să apăs, vezi că apare ceva transparent. Nu știu cât de bine. Că na, întotdeauna când vrei să focalizezi ceva, da, vedeți că este destul de transparent. Și, de exemplu, am făcut eu un experiment dacă vă dați cu un creion de buze și omogenizați voi cu acesta, o țineți ca un fel de gloss ușor colorat. Deci puteți să-l folosiți și pentru așa ceva, ca să-l aveți pentru hidratarea buzelor. Mai ales dacă călătoriți inclusiv în mașină sau în tren. Dacă stați cu orele, buzele se deshidratează. Bun. Pentru ten, acest Hydra Bio Serum, care este un concentrat de hidratare, dacă îl veți lua cu voi, va fi un fel de produs multilateral dezvoltat. Îl puteți folosi în orice moment al zilei, mai ales că cred că cam toată lumea pățește asta când merge undeva în vacanță la plajă, se spală de mai multe ori pe zi și pe față și așa mai departe. Ei, ăsta puteți să-l aplicați pe față de câte ori vreți voi, pentru că este doar un concentrat de hidratare de foarte bună calitate. Vreau să-i caut și cutia. Mai am pe aici diverse alte produse pe care o să vi le arăt. Acesta are, cum se cheamă, este un generator efectiv de hidratare pentru pielea voastră. Uităm acum după ingrediente.
Glicerin, xilitol, sodium, poliacrilat, dimeticon, niacinamide, iar dimeticon, fructooligozaharide, manitol, sodium hialuronat. Deci este are o listă foarte, foarte bună de ingrediente și vă permite să vă hidratați foarte bine, foarte bine. Ternul are și rabnoză, oh my god, laminaria, ocrele, uca extract. Apple seed extract, brassica, campestri, trepsid, sterol, stocoferol. Chiar este, are o listă de ingrediente care cel puțin pe mine mă bucură foarte tare. Să vă las aici un pic. Pentru dacă vreți să o vedeți în detaliu, puneți stop pe, sau pauză pe clip și puteți vedea. Dacă nu, oricum, căutați internet, că o să găsiți. Ia să mă uit să văd dacă n-au cumva chiar cei de la... cum se cheamă? Cei de la Bioderma, dacă au acest... adică produsul au, mă refer, dacă au toate ingredientele trecute, pentru că, da, descoperă compoziția. Da, este practic un brevet aqua genium. Apa și lipidele sunt componente esențiale ale pielii care facilitează hidratarea. În cazul unui dezechilibru, pielea se deshidratează și nu își mai îndeplinește funcțiile în mod corect. Acest complex brevetat stimulează sinteza de lipide și aquaporine. Aquaporinele sunt canale de apă găsite în mod natural în piele. Ele transportă apa la celulele epidermice. Brevetul a fost dezvoltat de Institutul de Cercetare NAOS și a fost conceput în Aix-en-Provence, în cadrul laboratoarei noastre. Deci un alt brevet al acestei companii, al grupului NAOS. Și da, aveți lista de ingrediente absolut completă și pe site, așa că nu vă faceți griji, o găsiți și acolo. Bun, ăsta este, așa cum v-am spus, concentratul de hidratare și o să vă arăt și textura lui. Este de gel, nu vă deranjează nimic, o pot folosi și domnii, pentru că există un parfum la sfârșitul listei de ingrediente, dar care este extrem de lejer și este genul de parfum ca să nu miroase chiar a medicament, ca să zic așa, ca ingrediente de laborator, care face gen un ușor miros de cremă generală, dar nu are ceva, nu este genul de parfum care să vă deranjeze. Bun, hai să vedem ce mai avem pe aici de la Bioderma. Wow, uite, mai am aici un SPF. Mai am Hydra Bio Perfector SPF 30, la un produs la care o să găsiți un review și multe menționări prin articole din anii trecuți. Apa micelară Sensi Bio H2O, care apropo e de luat cu voi. Aici mai am tot felul de produse de, cum se cheamă, de protecție solară. Și ajungem imediat la toate. Bun, am vorbit despre chestiile astea de bază de hidratare și apropo, acest duo este incredibil de eficient, adică aplicați după ce v-ați demachiat fața, aplicați așa un nor din Hydra Bio brân pe față și apoi veniți cu cât aveți nevoie, 2-3 pompițe din acest concentrat Hydra Bio Serum și credeți-mă că o să vedeți rezultatele. Bun, și o să aveți așa, să zicem, un fel de tratament de hidratare chiar pe vară. Pentru curățarea tenului, firește, fiecare are nevoile lui și vă știți foarte bine, dacă aveți un anumit tip de gel cu care vă spălați pe față pentru o anumită problematică, go ahead! Totuși, Bioderma își ajută în special consumatoarele cu această Sensibio H2O. Este micelara lor absolută, iconică, nu știu dacă este cineva care să nu o fi folosit, pe care o puteți găsi și în format mai mic prin farmacii în acest moment, la farmacia T, la Dr. Max. Și este pentru toată fața, este de folosit în vacanță și dacă nu vă machiați. Adică știu, pentru că foarte multe dintre voi nu vă machiați la plajă și este absolut normal. Susțin asta și chiar laud tendința femeilor de a nu se machia în vacanță, însă asta nu înseamnă că seara când venim nu ne curățăm tenul. Acel complex de micele care preiau resturile de sebum, murdăria care se adună pe față plus praful,
și care se regăsește în această apă micelară este ideal. După care am plătit ternul, venim cu puțină Hydra Bio Brim, venim cu un concentrat de... Unde e concentratul? Cu un concentrat de hidratare și ne putem culca liniștite, da? Avem toată o rutină făcută simplă în câțiva pași. Bun, asta să zicem că am lămurit-o un pic cu hidratare. Pe un ten hidratat, bineînțeles, se vine cu protecție solară, dar aș vrea să insist aici. Și asta este o chestie pe care, uite, mereu o discutam cu cei care sunt, să zicem, profesioniști în domeniul frumuseții, că un produs cu SPF nu să-și facă toată treaba. Adică menirea lui este SPF-ul, da? Adică protecția solară. Nu puteți avea pretenții de la un produs cu SPF să-ți facă și partea de hidratare. Bineînțeles că în cazul mărcii Bioderma. Aia este o marcă cu expertiză și cu laborator propriu și care dezvoltă formule. Toate produsele de protecție solară au și un capital important de hidratare pentru piele. Asta înseamnă că trebuie să ne culcăm pe ureche și mai ales dacă și ne știm suferinți, între ghilimele, de o piele uscată și de un dezechilibru de apă în piele, totdeauna folosiți o loțiune de hidratare clasică înainte de a merge la plajă sau cu duș. De exemplu, dimineața v-ați dat ușor cu o loțiune ușoară, hidratare și cât mai neparfumată pe piele și apoi deja când plecați din camera de hotel, da? Că aud multă lume, hai că îmi pun și eu produsele cu protecție solară, pac, 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 în sacoșă, pac, pac, pac și lasă că mă dau acolo. Nu. Din momentul în care, de exemplu, vă îmbrăcați cu costumul de baie în cameră, așa, aplicați deja primul strat de protecție solară pe voi. Ca atunci când ajungeți la plajă să fiți deja cu o primă, un prim voal de SPF pe voi. Bineînțeles, după ce v-ați dezbrăcat, v-ați aranjat lucrurile pe acolo, v-ați instalat umbrela, neapărat să vă luați și o umbrelă cu filtru UVB. UVA, UVB se găsesc acum o grămadă pe piață și sunt destul de accesibile. Sau să vă identificați un loc de stat la umbră, pentru că și expunerea asta la soare nu se face așa în continuu. Imediat reaplicați produsul cu SPF. Pentru față, Bioderma, să zicem așa, s-a gândit mai bine decât poate ne-am gândit noi femeile la acest aspect. Și ne vine cu 3 produse diferite, dar toate cu același scop, și anume de a ne proteja de razele soarelui, dar și de a asigura un aspect frumos tenului. Știu că nu mergem machiate la plajă de acord cu voi. Da, parcă fiecare ar mai vrea așa să aibă acel ușor efect de blur, că aș mai face unul, vă mai faceți câte o poză pentru Instagram, pentru asta sau pentru voi, pur și simplu, și ați vrea să arătați așa mai bine. Ei, toate aceste creme dedicate tenului, adică Photodermax SPF 50, care nu este un aquafluid, este pentru, să zicem, pielea sensibilă, spune aici că are și ceva acțiune antistrălucire, da? Dar este oarecum, să zicem, o cremă pe care eu o văd adresată tuturor tipurilor de ten, fără probleme. Apoi este aceasta, care e foarte, foarte lichidă și fără pic de grăsime, este Soler Perfector Anti-Brillance, este Photoderm Nude Touch, care a fost gândit în special pentru tenul gras și care are exces de sebum, se agită pentru că e o textură de apă cu, să zicem, cu de-astea, particulele acelea de pigment. Și mai avem acest Soler Mineral Haute Couvrance Anti-Brillance și el este pentru pielea mixtă și normal pentru acel efect de o strălucire așa a pielii pe care, dacă ați observat-o, toți începem să o avem atunci când ne așezăm la soare și ea o să rămână. Nu este ca și cum aceste creme o să vă matifieze, Doamne ferește, niciun caz. Dar efectul va fi mult mai lejer, mult mai natural, să spun așa, și mai plăcut și mai de fotograf, ca să spun. Haideți să vă... Ups! Era să-mi sar asta din mână. Haideți să vă arăt pe asta cum funcționează. Eu am mai încercat-o și zilele trecute. Deci, în primul rând, o agitați foarte, foarte bine.
Sfatul meu, de fapt, este să le agitați pe toate, pentru că toate sunt destul de fluide. Asta nu, asta este cea mai puțin, soler mineral, asta nu. Dar și aceasta este ușor fluidă, da? Adică Aqua Fluidante, Photoderm Max, spune cu tușe sec, dry touch, nu? Astea două, din punctul meu de vedere, asta clar trebuie agitată, da? Aceasta. Dar, că nu știu de ce nu vreau să o iau. Hai, iau. Nu-i place de ea. Dar și aceasta se poate agita ca pigmentul și toate ingredientele să se amestece cât de bine posibil. Așa. Asta, pe asta scrie, clar. Deci o să aveți aici simbolul de agitat pe spate. Și o agitați și se poate aplica foarte ușor cu degetele. Dacă vreți voi neapărat să o aplicați cu pensula, când plecați din camera de hotel, foarte bine, faceți cu pensula, dar nu, chiar nu este nevoie. O trebuie doar o oglindă. O să fac așa, o să aplic pe o parte de un fel și o parte de un fel. Acesta este pentru ten deschis la canuanță. O să vedeți că atunci când iese din tub, o să vă sperie un pic canuanță. Eu am pățit și eu prima dată, am zis, wow, cât de... Este destul de lichid, adică trebuie să vă mișcați repede să-l aplicați. Ups, așa fuge. Da? Uitați cum l-am aplicat aici, nu știu dacă se vede. O să-l preiau așa pe degete și am să-l aplic pe partea aceasta. Prima dată așa. Și... Dar să mergeți și ușor pierdut înspre urechi, înspre gâr. Și pe acesta puteți să-l reaplicați apoi și în timpul zilei, chiar și așa, chiar dacă are pigment în el. Pentru că oricum el o să se ducă cum ar veni. După cum vedeți, s-a omogenizat destul de frumos. Cred că prima dată și eu m-am speriat, zic, mamă, ce m-am închis la culoare. Dar nu, gata. S-a aranjat. Veniți și pe gât, puțin pierdut și pe decolteu, pentru că este până la urmă un SPF care are puțin pigment în el, adică nu are nimic altceva. Și ce am rămas acum în acest moment sunt cu această parte de față, sunt cu SPF-ul 50, acesta care este special pentru tenul foarte gras, mixta gras, oil control 8 ore, adică are o capacitate de a vă controla producția de sebum timp de 8 ore. Să știți, se simte atât de ușor pe ten. De fapt, cred că și voi vedeți că nu se mai vede absolut nimic. Este ca și cum pe mână, aici unde a fost dat mai mult, a rămas așa. Da, la nimic, aștergem repede cu un șervețel. Uitați-vă și voi cât de ușor s-a șters. Adică nu este lipicios nimic. Atare, luați-l la voi și reaplicați-l. Luați-vă doar o glinjoară să aveți în poșet, în geantă, în geanta de plajă și atât. Haideți să vedem... pe care să-l aplicăm următorul. Aș vrea să-l aplic pe cel care se va afla în această cutie. Pentru că aici am o surpriză pentru voi din partea celor de la Bioderma. Va fi un cadou care conține Photoderm Cover Touch în două nuanțe și cel mai avansat produs de protecție solară din partea lor. Cel care are proprietatea de a putea fi aplicat și pe pielea udă și care este destinat întregului corp, inclusiv păr și scalp, da? Pentru că avem senzația că, lasă că m-am dat de pe aici în jos și rest nu avem nevoie de protecție solară absolut peste tot. Și este acest Photoderm cu SPF 30, Photoderm Bronze, Il Sèche Haute Protection pentru piele sensibilă, dar stimulează și bronzatul natural și arată așa. Da? Deci o să aveți în premium o chestie de genul ăsta, plus două produse Soler Mineral Haute Couvrance, sunt cele două nuanțe Light Color și Golden Color. În perspectiva faptului că mergând în vacanță o să prindeți un pic de culoare și atunci încet încet să le puteți mixa. Da? Sau, în fine, puteți, dacă aveți culoarea mai închisă, să o folosiți eventual chiar pentru contouring, așa să vă faceți un machiaj mai interesant. Deci încercăm Photoderm Cover Touch, da? Și asta va fi premium și o să vă spun imediat ce vor fi și condițiile de scriere în căsuța de mai jos. Photoderm.
Așa, deci nu e fotoderm maxim, nu? Este fotoderm cover touch. Deci acesta. Hai să vedem cum e. Și iar. Desfacem. Acesta vine și cu un mic sigiliu. Bun. Cred că și ăla dinainte a avut, nu, de fapt de la înainte are o canulă așa foarte mică. Pun și din acesta foarte puțin. Acesta este mai cremos. Ușor. Da, pare foarte închis aici când îl dau. Dar o să văd imediat cum se prezintă, că s-ar putea să fie la fel ca în partea cealaltă. Mai și cu celălalt. Poc. Și o să mă uit aici în oglindă. Și tot așa cu degetele la puțin. Vedem mai dacă este prea închis. Îl putem mixa pur și simplu cu o cremă cu SPF care să n-aibă nicio culoare. Pare parcă ușor mai închis decât celălalt. Aplicarea și cu aceasta este foarte ușoară pentru că este o cremă foarte fluidă. Nu necesită neapărat pensulă și așa, pentru că până la urmă este un produs de plajă. Este un produs de îngrijire, nu un produs de... Este un produs de machiaj. Dar cred că își face treaba destul de bine și să știți că deja s-a și uscat. Adică nu este gen ca un fond de ten care ar trebui fixat, la fel și celălalt. Adică ele sunt gândite în așa fel încât să fie folosite la plajă, să se poată reaplica. Dar cred că acesta este ușor mai închis decât celălalt, chiar dacă este tot nuanță deschisă. Da, uitându-mă și făcând o comparație, acesta, nuanța deschisă, este un pic o idee mai... S-ar vedea și în cauza că acesta are o textură mai densă. Deci pe obraza ăsta, aici, da? Și aici am acesta, e un pic mai închis. În fine, poate veni așa pe gât să omogenizați și oricum cât stați la soare. Adică eu cel puțin la culoarea care sunt aici pe obraz în două zile am ajuns. Nu se pune problema, adică doar în prima zi o să-mi fie poate ușor închis, dar ținând cont că stau în plină soare, deci în plină expunere, nu o să se vadă, nu o să se vadă foarte, foarte clar. Și deja din a doua zi nu o să se mai vadă. În schimb, dacă l-ar face mult prea deschis, mult prea alb, deja de a doua, a treia zi aș prea de parcă sunt dată cu var pe față. Așa că nuanțele, din punctul meu de vedere, sunt foarte bine alese. Pentru când veniți de la plajă, chiar dacă nu v-ați ars, da? Pentru că ideea este că dacă v-ați dat bine cu SPF, n-ar trebui să aveți nicio arsură solară, da? N-ar trebui să aveți așa ceva. Acesta este mai mult ca să calmeze, dar să și prelungească aspectul bronzat al pielii. Pentru că, na, toată lumea vrea să stea cât mai mult cu acel efect de bon min pe care ți-l aduce soarele. Și pe acesta, practic, după ce ați făcut duș, îl aplicați pe absolut toată suprafața corpului. Nu știu dacă și pe față. Eu știu că preferam să nu-l aplic pe față, dar știu persoane care au zis că-l aplică și pe față. Nu scrie pe el, din ce văd eu aici. Uite, am uitat și să întreb. Agitați bine, nu înțepați, nu știu ce... A, scrie vizaj corp, pardon. Deci scrie că este și pentru aici sus. E clar că este și pentru față și pentru corp, da? Deci puteți să-l folosiți peste tot. Însă eu sunt pe sistemul clasic, adică prefer pentru ten să mă duc cu produsele speciale pentru ten. Acum mă uitam că mi-am dat puțin fond de ten și pe picior, adică fond de ten. Da, uite, vedeți că totuși aspectul acestor produse e destul de... colorează destul de frumos, ca un fond de ten ușor de vară. Acesta a rămas neîncercat, cred. Acesta știu că l-am folosit eu ieri. Hai să vedem și pe el cum arată. Să pun aici așa puțin. Sau acesta. Păi, acesta l-am încercat. Aveam
Le-am amestecat aici, trebuie să mă uit în cutie, pentru că știu că este ceva ce am în cutie. Nu, asta este cover touch-ul. Cover touch-ul. Ba da, încercam ea cover touch-ul, dar foarte bine, am pus o picăturică aici de cover touch. Și hai să pun și din Photodermax-ul. Pun și din acesta. Op, op, mamă, și acesta ce lichid e. Aș pe deget de lac ceară, e bine. Da? Deci aici asta este cel care m-am dat acum pe față, cover touch-ul, și asta, acesta este celălalt. Eu ca să vedeți ca idee. Acesta este mult mai lichid și parcă este și ușor mai deschis. Și uite, vezi că reaplicarea e ok, deci poți să reaplici. Am făcut o mică pauză acum și am reușit să mă duc puțin la baie odată să-mi curăț de pe mâini de resturile de fond de ten, de fond de ten, de aceste produse pentru față. Vreau să vă spun că sunt foarte rezistente, am spălat cu apă și săpun și să nu s-a dus. În final chiar a trebuit să mă șterg cu micelară ca să se ducă. Deci au o rezistență bună. Îmi place cum s-au așezat, adică senzația mea este ca și cum aș fi dată cu un BB cream lejer și ușor fixat cu pudră, pentru că au niște pigmenți minerali care țin bine acolo textura pe față, reflectă frumos lumina. Firește, cum am fost eu aici, poate mi-am aplicat așa în viteză, să zic, dar chiar s-a așezat frumos. Adică mi-ar fi... n-aș avea emoții gen să mă duc la plajă și trebuiască să mi le reaplic pe față doar cu ajutorul unei oglinjoare și niște șervețele umede acolo la îndemână, just in case că scăpați prea mult pe voi sau așa mai departe. Deci clar, vi le recomand pe oricare dintre cele trei, vi le alegeți în funcție de cum simțiți că aveți pielea, dacă sunteți cu un ten gras sau cu un ten care și transpiră destul de mult atunci când stați la soare, clar folosiți-l pe acesta. Photoderm Cover Touch-ul, dacă vreți să zicem chiar o acoperire ceva mai puternică, chiar acesta pur și simplu e mai lichid, mai fluid. Adică, aici că ăsta ar fi un fel de passepartout, adică cam pentru toată lumea, ăsta clar mai pentru cine chiar are probleme cu tenul gras. Și acesta este și cu ceva, mi se pare că are cea mai mare acoperire. Deci acesta, Photoderm Cover Touch-ul, mi se pare că are acoperirea cea mai mare. Gen, dacă vreți să vă acoperiți zonele cu porzi, zonele cu roșeață și mai departe, ăsta ar fi. Deci ten gras, ten pe care vreau să-l acopăr cu tot ce pot, ten care nu are vreo problemă, ceva anume, dar doar vreau un aspect uniform. Bun! Astea au fost, să zic așa, ideile de produse de luat cu noi în bagajul de vacanță la plajă, la mare. Ce mai am eu pe aici? Așa, mai am de la Bioderma un alt produs foarte, foarte mișto. Este Perfector SPF 30. Ei, ăsta e un produs hibrid. Este genul de produs care dă și un aspect frumos pielii. Poate fi socotit așa ca un fel de hibrid între produs de îngrijire și primer, deși el este un produs de îngrijire foarte bun. Și are și un SPF 30. Pe acesta eventual puteți să vi-l aplicați în cameră, da? Vi-l aplicați pe față și netezește bine pielea, o pregătește și abia apoi când ajungeți la plajă poate să folosiți unul de ăsta dacă nu vreți din prima, da? Să zicem că ieșiți întâi așa puțin... Stați întâi pe faleză, încă nu vă avântați așa în mare expunere la soare, să zic, puteți să-l folosiți pe acesta. Sau cât vă plimbați, da? Vă plimbați pe acolo prin stațiuni sau unde mergeți, foarte potrivit este și pentru vacanțele la munte, pentru că, bine, cred că știți și voi că soarele peste tot, dragilor, nu e ca și cum zice, stai, aici este vară, plajă, nisip mare, aici le bag SPF, aici le... SPF. Aici le bag UV, UVB puternice. Nu, soarele este peste tot la fel și trebuie să purtăm. Da, e chiar genul de... să mă aduc aminte de el. Are și o... Asta îmi place la el, că are o lejeră culoare de roz. Da? Și da, așa, aspectul acela de ten îngrijit. Tot așa, mirosul foarte lejer, specific Bioderma. Tare mult. Din asta am terminat, cred că am avut vreo două tuburi începute, nu știu dacă chiar l-am terminat
până la ultima pecătură sau mi le-au terminat alții, apropiații, dar foarte, foarte plăcut produs. În anul când s-a lansat am fost foarte încântată de el și l-am folosit tare, tare mult în acea perioadă. Și are SPF 30, ceea ce este suficient. Am mai avut să mă întrebați pe mine, diferența între SPF 30 și SPF 50 este la capitolul reaplicare. SPF-ul 50 se reaplică mai rar, pe când SPF-ul 30 trebuie reaplicat ceva mai des. Din, dacă nu mă înșel, SPF-ul 50 puteți să stați 2 ore liniștite cu el, își face treaba, chiar mai mult de 2 ore. Dar SPF-ul 30, cam deja la 2 ore, trebuie reaplicat. Iar la capitolul reaplicare, dacă e să mă întrebați pe mine, reaplicarea SPF-ului se face cu produsul în sine, da? Mai ales când suntem în vacanță, nu avem ce să facem și foarte bine că, uite, avem produse de acest gen și ușor colorate și da, se pot reaplica. Iar apoi seara când ajungeți la hotel în cameră sau unde stați, vă demachează, curățați tenul și în afară, dar vezi, nu prea avem altă soluție. Pe corp avem varianta aceasta, este spray de protecție. Acesta nu are parfum, spre deosebire de uleiul din setul premium, care are, din ce mi-am aduc aminte, sper să nu zic, are foarte puțin parfum. Și hai să vă povestesc un pic care e treaba cu acest produs. Produsul acesta a fost gândit să se aplice și pe păr și pe scalp, pentru că de multe ori uităm aceste zone și ajungem să facem mici explozii de mătreață seborăică după ce ajungem acasă din vacanță și nu înțelegem de ce ni se exfoliază mai mult pielea de pe cap, să zicem. Atunci folosiți cu încredere și genul acesta de produs. El este practic gândit pentru toată suprafața corpului. Aici tot așa scrie, destul de mic. Pentru mine, aplicați strage roșii uniform înainte de expunerea la soare. Reaplicați frecvent înainte și după not, ștergerea cu prosopul sau activități sportive. Produsul se aplică doar pe piele. Ce este foarte mișto la acesta este că puteți să-l aplicați și pe tenul, pe pielea ușor umedă. V-am zis, și pe păr. Ce mai scrie pe aici pe el? Stimulează și bronzarea naturală, se aplică pe pielea umedă sau uscată, foarte rezistent la apă și da, este ușor parfumat, da? Este un ulei uscat. Bun! Haideți să vă spun acum și de condițiile de concurs. Condițiile de concurs sunt următoarele. Firește să fiți abonate ale acestui canal de YouTube, să-mi dați un follow și la contul meu de Instagram, Beauty Barometer, și dacă vă place puteți să dați like la vreo 2-3 poze pe acolo, eventual chiar va fi o poză la un moment dat cu Bioderma și puteți să dați și acolo un like. Apoi să reveniți aici la acest clip și să-mi lăsați un comentariu în care să-mi spuneți cam ce produse vă luați cu voi în vacanță din categoria produselor cosmetice, ce nu vă lipsește niciodată atunci când plecați în vacanță și eventual dacă este vreun produs de la Bioderma pe care îl folosiți deja, despre care vreți să spuneți 2-3 cuvinte. Tot în același comentariu să-mi lăsați și numele cu care mi-ați dat follow pe Instagram și alte treburi pe acolo, ca să știu eu să vă identific. Extragerea nu știu exact când o să fac, pentru că nu știu exact când voi publica acest clip, însă cu certitudine toate informațiile le găsiți în căsuța de descrieri de dedesubt, așa, unde vă las acolo toate detaliile. Premiul se va trimite direct de către Bioderma, eu voi oferi datele câștigătorului sau câștigătoarei celor de la Bioderma, iar ei o să vă trimită premiul prin curier doar pe teritoriul României, și aș prefera ca persoanele care participă la acest concurs să aibă minim 18 ani. Bun, acestea fiind spuse, ce să vă mai spun? Aveți grijă de voi, aveți grijă de ce vă luați în vacanță, hidratați-vă și din interior și din exterior și la fel aveți grijă cu protecția solară, să aveți tot timpul la îndemână și să vă luați produse versatile pe care să puteți să le folosiți cu ușurință oricând și oricum, mai ales că ați văzut de la Bioderma, aveți atâtea alte variante, eu încă nu vi le-am prezentat pe toate. Intrați pe site-ul lor, au și un club, bioderma.com.ro, au și un club al celor care cumpără produse Bioderma și vă puteți înscrie acolo și sunt tot felul de lucruri interesante, de cadouri, de chestiuțe și așa mai departe.
Da, au o ofertă foarte mare în gama Bioderma, Fotoderm, deci nu le am pe toate. Și na, ce să vă zic, bucurați-vă de vară și să sperăm că de acum nu o să mai avem opreliști în a ne bucura de vară, decât eventual că nu ne-am luat destule produse cu SPF la noi.